natopractorii vor să fie asigurați, precum medicii și avocații. Sigur, acum vă întrebați ce sunt tanatopractorii, iar eu sunt aici să vă ajut. Tanatopractorii sunt specialiștii în pompe funebre, adică cei care fac decedatul să arate prezentabil în fața familiei după ce s-a produs nefericitul eveniment. Muream și nu știam că ajungem la tanatopractori. Ei bine, tanatopractorii și-au făcut o asociație profesională prin care solicită ASF să-i ajute să-și facă un tip de asigurare specifică meseriei lor. Murim așa repede? Murim din prostia noastră. Adică să zicem că vine familia cu decedatul. Dom'le, faceți-l să arate de zici că e viu. Și la sfârșit sunt nemulțumiți că, nu știu, nu-i stă părul bine, lipsește ceva din el. Toate procedurile astea sunt costisitoare, de la câteva mii de lei până la 10.000 de euro și, mai mult decât atât, prezintă risc pentru cei care le practică, cum ar fi transmiterea unor boli. Așa că, în caz de plângeri, reclamații, acuzații de malpraxis, oamenii ăștia vor să fie asigurați. E ca la medici și avocați, clienții lor sunt tot oameni, doar că nu vii. Vă e frică de moarte? Nu! Profesia de tanatopractor a fost introdusă în nomenclator în 2022. Până vor ieși primele promoții de specialiști, certificatele de îmbălsămare vor fi semnate de medici, iar îmbălsămările vor fi efectuate de autopsieri care vor susține examen de calificare ca tanatopractori. Deci nu e viața chiar așa de simplă, nici după moarte. Dar pentru ce? Că toți trebuie să murim.